Salutare, dragă taur, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar această etalare este pentru anul 2024. Am ajuns la finalul anului 2023 și astăzi Universul mă îndeamnă să-ți transmit un mesaj din cutiuța cu energie pentru a primi energia anului 2024 pentru tine. Și hai să vedem care este mesajul care ți se transmite, ce vrea divinitatea ca tu să cunoști despre anul 2024. Conectează-te cu natura. Cel mai probabil cauți răspunsuri la viața ta, cauți răspunsuri pe care le vei găsi doar în pace mentală, în liniște și într-o vibrație înaltă, iar mama natură ne oferă această energie înaltă. Este important ca în anul 2024 să petreci mai mult timp în natură, să stai în meditație, să ceri răspunsuri la întrebările tale, pentru că cu siguranță le vei primi. Fii atent la viața ta dintr-o perspectivă diferită față de cum ai fost până acum. Este important să nu te mai limitezi la aceleași lucruri pe care le cunoști și să te deschizi către lucruri diferite, dragă taur, să nu mai tragi de tine să stai pe loc, ci să te deschizi către opțiuni infinite care se află pe calea ta și pe care poate nu le vezi tocmai din această dorință de a sta acolo în zona ta de confort. Natura este ceea ce va transmite către tine mesaje importante, da, prin intermediul intuiției tale. Vei primi ceea ce dorești să cunoști. Hai să vedem acum ce ai nevoie să reevaluezi înainte ca anul să înceapă, ca să poți intra într-o energie mai potrivită. Are legătură, avem marele preot în poziție laterală. Sunt anumite convingeri în sinea ta care servesc evoluției sufletului tău, însă există anumite dogme, anumite credințe limitative. Ești între două lumi, ca să zic așa, în ceea ce privește felul în care privești viața și perspectiva pe care o ai asupra anumitor lucruri importante în a-ți trăi viața în pace și armonie. Îndemnul Universului pentru tine este să privești aceste credințe ale tale, să-ți analizezi puțin mintea și gândurile tale și să vezi ce fel de gânduri persistente ai, dar care nu te servesc, ceea ce vine acolo ca o piedică către a face anumite lucruri pe care tu dorești să le creezi în realitatea ta. Odată ce vei face acest lucru, 8 de spade în poziție inversă vine și arată această eliberare de anumite obligații pe care tu ai considerat că nu te poți elibera de ele, inclusiv felul în care comunici lucrurile și exprimi lucrurile în viața ta. Când vei analiza acele credințe ale tale, vei descoperi că poți să treci peste frica ta, care este o iluzie creată de mintea ta și este o realitate falsă indusă celor adormiți în conștiință, și analizând aceste aspecte ale vieții tale, aceste credințe care te-au tot condus de-a lungul vieții, vei scăpa de acel sentiment de neputință, da? Este important să te descoperi și să descoperi ceea ce tu crezi cu adevărat, adică să nu-ți mai însușești acele lucruri pe care le știi ca fiind adevăr decât atunci când
ai luat acel lucru și l-ai experimentat și în opusul lui, ca să zic așa, și ai tras o concluzie pentru că ai toate datele problemei, între ghilimele, da? Știi și varianta respectivă, știi și cealaltă variantă și atunci poți lua o decizie concretă. Nu te poți conduce după idei preconcepute și după lucruri care s-au transmis ție. Noi luăm cele mai bune decizii pentru noi atunci când experimentăm viața în toate formele ei, în toate energiile ei. Da? Atunci putem trage niște concluzii reale de ceea ce este bine sau nu pentru noi înșine. Ce urmează să apară în energia anului 2024 și în energia vieții tale? Ce oportunități sunt acolo pentru tine? Trebuie să rezolvi o problemă pe partea de familie, trebuie să înveți să colaborezi în această situație mai mult decât ai făcut-o până acum și această schimbare de mentalitate de care eu îți spuneam are clar legătură și cu această situație. Odată ce vei transforma credințele tale, vei ști care este locul tău, vei ști puterea ta interioară, însă mare atenție, totul trebuie făcut dintr-o energie a iubirii necondiționate față de tine, dar și față de oamenii din jurul tău. 4 de bâte clar în poziție inversă arată această necesitate. El este urmat de 3 de monede care vine cu o energie a colaborării și a comunicării și a încercării de a face acele discuții mult mai prietenoase și mult mai în acord decât dezacord. Asta înseamnă să mă pot pune în papucii celuilalt, să-i pot asculta punctul de vedere fără a mă simți atacat sau fără a intra în defensivă. Clar sunt necesare anumite schimbări pentru că avem și moartea în poziție inversă. Aceste schimbări ele vin din trecut, sunt schimbări existente în energia vieții tale de ceva timp și toate aceste lucruri se întâmplă dacă tu să produci transformarea necesară, în primul rând în sinea ta, în mentalitățile tale, în energia ta, ca mai apoi să poți transforma și realitatea lumii tale exterioare. Asta în plan personal, iar pe partea asta a lumii materiale, ca să zic așa, ți se vor acorda anumite oportunități. Cavalerul de cupe, el vine într-o poziție laterală și îl simt că vei avea o tendință de a fi foarte împământat în lumea ta fizică, pentru că avem și împăratul care este energia ta și regele de monede, care este o energie a lumii materiale, fiind atât de ancorat în lumea ta materială, determinat să-ți atingi anumite scopuri și obiective, nu vei mai putea vedea anumite oportunități care ele vin într-o formă cu care poate nu ești obișnuit și atunci există șansele să nu prinzi fiecare semn, fiecare oportunitate care ți se arată. De aceea, clar, îndemnul este să fii mult mai prezent, mult mai atent în realitatea ta, să înțelegi că da, ai o capacitate formidabilă de a crea în planul material tot felul de situații care pot produce o abundență materială către tine, ai această capacitate, însă ce probabil nu a funcționat până acum a fost că aceste manifestări de care ai avut parte, ele n-au fost stabile, n-au rămas constante și asta pentru că ai fost foarte mult ancorat, cum ziceam, în material și mai puțin în ceea ce vine din partea spirituală și semnele care încearcă să te ghideze, da? Ceea ce este pus în calea ta pentru a te îndruma și ghida către a menține aceste reușite financiare în realitatea ta.
Tot în planul ăsta material am aici șaptele de monede lângă patru de cupe în poziție dreaptă ambele. Ai tendința uneori să fii nemulțumit pentru ceea ce este și te uiți așa la lucruri cu cumva cu nemulțumire, dar parcă ai vrea ca lucrurile să se întâmple mai repede, să creezi mai mulți bani sau să creezi mai repede stabilitatea asta financiară. Și exact ce spuneam mai devreme, concentrându-te doar pe partea materială, nu mai vezi ceea ce se află lângă tine, în fața ta, ca și semn, ca și sincronicitate divină, ca să poți ajunge acolo în acea energie constantă a acestei stabilități materiale. Clar, este un an benefic pentru tine, este un an într-o transformare de energie cu stare aici, aducerea viselor tale în realitate, dobândirea speranței și menținerea ei pentru a tot crea pe mai departe lucruri. Este și un an al vindecării și este un proces care merge pas la pas cu aceste manifestări. Cu cât vindeci mai mult, cu atât te apropii și mai mult de oportunități noi pentru tine. Și acele situații care te vor conduce către această abundență din toate punctele de vedere. Nu uita că abundența este o stare de spirit și că abundența aia materială pe care o cauți să fie manifestată în exteriorul tău pleacă din interiorul tău. Am să închei etalarea cu un mesaj din oracolul Instant Magic și hai să vedem care este sfatul pentru tine, ultimul îndemn, ultima ghidare pentru tine în această etalare referitor la 2024. Imaginează-ți că ești deja acolo, închide ochii și simte, vezi, miroase, gustă, totul este al tău. Ideea este în felul următor, că orice dorim să creăm, trebuie să credem că acel lucru există, trebuie să-l vedem dinainte de a fi manifestat. Dacă avem această capacitate de a vedea acel lucru, de a-l simți, cu toată ființa noastră, el este deja al nostru și va fi manifestat în momentul potrivit pentru noi. Asta este ceva ce trebuie să ții aproape de tine și nu uita că dacă crezi, totul se va rezolva până la urmă în timp divin pentru tine. Îți mulțumesc că ai rămas până la final. M-aș bucura dacă dorești să arăți susținere către acest canal și materialele pe care noi le postăm aici prin a apăsa butonul de like, a distribui acest material și cu alții și, bineînțeles, prin a ne lăsa un comentariu cu un emoticon sau prin a împărtăși cu noi emoțiile, gândurile, conștientizările tale. Până data viitoare să ai parte de un nou an cu foarte multă lumină, cu foarte multă luciditate, prezență în viața ta, să-ți dai voie să transformi ceea ce este necesar să transformi pentru a ajunge să trăiești viața pe care ți-o dorești în acest moment. Poți arăta susținere, bineînțeles, și dacă faci o donație către noi prin opțiunea Super Thanks de aici, din YouTube. Te îmbrățișez cu iubire și lumină divină. Eu am fost Cristiana.